Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează. Și ați luat vreo măsură în sensul ăsta? Măsura poate e luat, din punct de vedere al meu ca și instituție, ca prefect, nu pot să obligi pe cineva dacă el nu pricepe. Cu atâtea mandate îmi cunosc cetățenii. Dacă au pornit pe un drum, ei nu mai dau înapoi. Că nu le convine unora, că toată presa m-ar fi aplaudat dacă aș fi făcut o anume numire care o așteptau, nu știu, chiar nu mă interesează. Nu am nevoie nici de avizul presei, nici de altcineva. Așa am considerat eu că este potrivit acolo, așa am acționat și mi-asum asta. Cui mi-e convine problema lui? Eu spun că în turul 2, în mod obligatoriu, dreapta va merge unită și toate semnalele primite până astăzi de la partidul de dreapta confirmă acest lucru. În turul 2, cine intră cu Victor Viorel Ponta va câștiga președinția și președintele va fi al drept. Este foarte trist că ne ciondănim între noi fără a ne pune problema dacă facem parte din Uniunea Europeană, cum facem să ajungem cu adevărat europeni. Știți ce? N-am nevoie nici să mai fiu consilier județean decât să ajung să mă trag de brăcinar cu un securist. Este cinstit să fiu un consilier obscur. Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează, cu Gheorghe Paul Stanislaw. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Subiectul din această seară este unul politic, se referă la traseismul politic care înflorește mai nou și în județul Maramureș. Pentru unii a fost surprinzător, pentru alții nu. Am aflat ieri că, cu ocazia vizitei președintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, sincer nu i-am reținut toate numele cum o face Traian Băsescu, a fost prin Maramureș. Cu această ocazie au început să apară și primii oportuniști politici, le-am putea spune, din punct de vedere jurnalistic. Asta pentru că toți au fost acolo și, într-un fel sau altul, ba s-au declarat deja la PLR și și-au depus semnătura pe adeziune. Alții se pare că au fost doar în vizită, dar până la urmă încercăm să deslușim aceste aspecte în cadrul emisiunii Sighetul de azi, împreună cu invitatul meu din această seară, domnul Mihail Podașcu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Spuneam că ieri a fost Călin Popescu Tăriceanu, Anton și Constantin, parcă îl mai chemați, de-am acum da, și mă gândesc. Da, Anton, inimă zburdalnică, cum spunea Traian Băsescu. Președintele Traian Băsescu, da. Ce se întâmplă? Acest domn Tăriceanu este clar pentru orice om de bun simț că nu este decât, să mă ierte, stimați ascultători, este un prezervativ politic folosit de... Nu e chiar un limbaj să spunem de televiziune, dar până la urmă... Bun, atunci să-i spunem un gigolo politic. Folosiți cuvinte destul de forțate, da, așa să folosit, repet acest lucru, lăsând glumă la o parte, este trist ce se întâmplă pe scena politică românească, folosit de către domnul Ponta și de domnul Voiculescu în aceste manevre foarte murdare, foarte urâte, care au culminat, sau care a culminat cu această dorință a lui Tăriceanu, care face lobby în Parlamentul României pentru suspendarea a treia oară a președintelui României. Sigur că orice cetățean român de bun simț sau cu bunul simț își dă seama că este o nebunie sau este de fapt o fantomă urâtă care încearcă să o aducă în fața cetățenilor noștri. De fapt, este o luptă foarte urâtă care atinge apogeul între tabăra condusă de domnul Ponta și cealaltă, n-aș spune tabără, și Traian Băsescu, de fapt. Da, vă propun să vedem și știrea care a fost ieri la TV Sighet, pentru că ieri a fost Călin Popescu Tăriceanu în vizită prin Maramureș și în Baia Mare, acolo unde s-a întâlnit cu simpatizanții și noi membri ai Partidului Liberal Reformator, așa se numește. Dacă legea e pregătită, să vedem și exact știrea. Da, avem știrea, regia, dacă nu trecem mai departe, Călin Popescu Tăriceanu în vizită în Baia Mare. Am zis că a venit undeva cu vreo 3 mașini, cu SPP-ul și cu toate celelalte după el.
A, s-a blocat calculatorul, se mai întâmplă. Întrebat dacă va candida la funcția de președinte al României, liderul PLR a precizat că întâlnirile pe care le are în teritoriu sunt tocmai în scopul de a-și promova proiectul pentru alegerile prezidențiale. Cum adică dacă candidez la președinția României? Dar ce credeți că mă aflu în treabă? Fac această întâlnire regională pentru ca să le explic colegilor mei un pic care este proiectul meu prezidențial, de ce le cer să mă susțină și de ce le cer ca ei, la rândul lor, să mobilizeze oamenii să mă voteze. În ceea ce privește eventualele alianțe pe care le-ar face în cazul unui nou guvern sau în cazul în care dreapta politică va câștiga alegerile din noiembrie, Tăriceanu a spus că nu va sta niciodată la discuții cu Elena Udrea. Nu știu ce vor face alții, dar eu vă spun o singură chestiune, că noi cei care suntem la masa asta nu să stăm la nicio discuție cu doamna Udrea. Dar după alegeri? Eu v-am spus că nu o să stăm la nicio discuție, nu după alegeri sau înainte de alegeri, dacă precizarea vă este necesară ca să nu faceți speculații, înainte de alegeri, în timpul alegerilor și după alegeri. Da, acesta a fost Călin Popescu-Tăriceanu în Baia Mare cu declarațiile sale. Nu face o înțelegere și un pact cu Elena Udrea, declara președintele senatului și președintele PLR. Omul acesta este într-o criză. Hormonii în continuare îl înfierbântă. Probabil că la 5-a nevastă și cu un copil la 61 de ani, zona asta nu trebuie să trebuie familie că până la urmă nu, face nu, politică, familia nu, este, nu are nimic de a face faptul că are 5 ani. Eu vreau să vă spun un singur lucru, că omul acesta la 62 de ani, când are și un copil acum, un copil nou născut, omul acesta într-o anumită disperare, frustrare, faptul că nu a reușit să pună mâna pe un post de conducere și chiar să fie liderul PNL-ului autentic, s-a dat de partea lui Ponta într-o speranță deșartă că Ponta, eu știu, în eventualitatea câștigării prezidențialelor, deși este imposibil ca acest om să câștige prezidențialele României, pentru că ar fi o catastrofă națională, ar dori asta să fie ar dori PSD, dar este o altceva. Părere, este o părere personală a unui simplu cetățean în această urbe care analizează spectrul politic al acestei țări, pentru că eu sunt implicat ca simplu cetățean în politica țării. Eu voi vota viitorul președinte al României și nu este simplu să votezi un om care va avea în mâinile sale o populație de 20 de milioane de locuitori. Nu este simplu să votezi un președinte a unui stat care se găsește la granița unui stat care este în fierbere perpetuă, cum este Republica Ucraina. Nu poți să lași această țară pe mâna unor diletanți sau unor oameni care au niște ambiții politice fără să țină cont de interesele statului român. Iar acest Tăriceanu nu are absolut nimic la ora actuală cu această țară. El vrea, de fapt, să rupă de la Partidul Național Liberal sau să adauge la acest partid liber-reformator, o denumire teribil de pompoasă, alți cetățeni care încă sunt nehotărâți să meargă la voturi. După cum am văzut reportajul cu câteva din declarațiile domnului Tăriceanu, acest om este foarte nervos. Este nervos și supărat de faptul că nu prea îl agrează marea masă a populației. Și vreau să vă spun că un prim-ministru care a fost Tăriceanu, care să ordone sau să încerce să retragă trupele din Irak, care erau acolo sub egida NATO, este o greșeală politică fundamentală ale statului român, care s-a angajat foarte clar alături de NATO. Vreau să vă spun, domnia sa trăiește cu impresia că aceste suspendări, eu vreau să vă mai repet încă o dată, chiar dacă dumneavoastră veți rămâne puțin supărați sau chiar dacă telespectatorii vor rămâne puțin contrariați de limbaj. Trebuie să se înțeleagă că Ponta și cu Dan Voiculescu în continuare îl folosesc pe Tăriceanu. Repet acest lucru pentru că domnul Tăriceanu ce s-a gândit? El a trăit cu impresia că încă o suspendare a treia, unicată în lume, cred,
ce se petrece în România, ar fi ca schimbarea nevestelor pe care le face domnia sa. Iar am ajuns în același loc. Păi da, noi trebuie să ținem cont de următorul lucru. Aceste aspecte ale vieții sale de familie sunt strâns legate și de problemele țării. Pentru că nu putem să fim ignoranți, da, să ne uităm... Nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră, domnule Podașcu, okay. Dacă stăm să ne gândim la foștii regi care au domnit peste România Mare, da. Și ei aveau amante, neveste, nu avem nicio treabă cu zona asta, nu înseamnă puțin, că au fost niște regi răi. Dar puțin, spre exemplu, elementul de care mi-ați spus dumneavoastră și cu referire la Carol al II-lea, el a avut o amantă celebră, Elena Lucasca, dar el a părăsit tronul României, a fost obligat să părăsească tronul României, tocmai și din cauza acestei aventuri care era de rezonanță. Vă propun să ne întoarcem puțin la vizita lui Tăriceanu și la PLR, din perspectiva în care ieri am avut surpriza să primesc de la un telespectator, aș spune eu fidel, pentru că ne urmărește aproape în fiecare zi, o poză în care am avut surpriza să-i găsim și pe actualul deputat de Sighet, doamna Cornelia Negruț, cât și pe domnul senator Titus Liviu Pașca. Am să rog regia să prezinte această poză, care este o poză primită la redacție de pe pagina de Facebook a doamnei Cornelia Negruț și a cuiva care este acolo în poză. Am să caut și eu între timp această pagină pentru a le arăta telespectatorilor noștri că până la urmă poza aceasta pe care noi o prezentăm pe ecran este prezentă încă, sper eu încă, acum o să încercăm să vedem dacă mai merge internetul, pe pagina doamnei deputat Cornelia Negruț. N-am înțeles în această poză până la urmă cine sunt respectivi, alături și de Daniel Chițoiu, care știm că este la Partidul Liberal Reformator. N-am înțeles ce sunt, în ce calitate sunt ei acolo. Având în vedere că doamna Cornelia Negruț a fost aleasă pe listele USL, iar domnul Titus Liviu Pașca la fel pe listele USL, până la urmă traseismul ăsta politic să fie și asupra celor din poza respectivă și care au funcții sau sunt acolo doar în calitate de invitați. Încerc să lămuresc și acest aspect. Dacă regia e pregătită, am să vă rog să sunați și pe doamna deputat Cornelia Negruț, deputat de Sighet, aleasă aici în municipiul Sighetul Marmației, de către alegătorii din municipiul Sighetul Marmației și din localitățile limitrofe și să ne explice dânsa în ce calitate era, dacă cumva există deja o adeziune a dânsei ca și deputat de Sighet la Partidul Liberal Reformator sau e doar simpatizantă sau era acolo, nu știu, probabil invitată la o cafea, că până la urmă o doamnă bine cum este doamna Cornelia Negruț, poți să o inviți și la o cafea, că tot vorbea domnul Podașcu mai înainte de tot felul de lucruri care se mai întâmplă. Și o altă, să spun așa, surprindere din partea unora din mediul politic, sau poate nu, a fost că domnul Titus Liviu Pașca a apărut în această poză. Am să vă rog să-l sunați și pe dânsul, poate ne spune dânsul cu ce ocazie era pe acolo, că jurnalist nu știu să fie, până la urmă este senator USL, asta înseamnă că... Ce USL? Că nici nu mai există. Până la urmă, bine, USL nu mai există, a fost practic ales de pe listele PNL, că era, PNL. Sau nu știu dacă mai este la PNL, domnul Titus Liviu Pașca. Încercăm să deslușim această enigmă astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi. Până la urmă, unde ne sunt deputații și senatorii în ziua de astăzi, în data de astăzi, cât e astăzi, domnule Podașcu? 11 septembrie, da? Răspunde doamna Cornelia Negruț la telefon sau trecem mai departe la domnul Titus Liviu Pașca? Poate reușiți să luați legătura cu ei. Nu răspundem, spune regia. Probabil că sunt în Camera Deputaților, s-a lăsat în plen și sunt ocupați. O spun cu da, a devenit, de domnul Titus Pașca a devenit obez de atâta muncă în Parlamentul României. După cum îl văd și pe monitorul dumneavoastră, prezența domnului Pașca lângă domnul Tăriceanu, mi-este greu să-i spun domnul Tăriceanu. Da, până la urmă a fost colegi în Partidul Național Liberal, nu poți să spui îmi spune foarte nu clar, s-ar cunoaște. Da, îmi spune foarte clar un singur lucru, că domnia sa s-ar putea, deocamdată nu avem date oficiale, să treacă alături de acest Partid Liber Reformator. Poate ne spune astăzi dacă Tăriceanu. Reușim să dăm să vedem. Dânsul.
și să ne răspundă la telefon, că până la urmă trebuie să ne răspundă la telefon ca să putem comunica și mai ales să fie disponibili pentru o discuție. De multe ori cei care sunt într-o astfel de situație de traseism politic preferă să tacă și să spună no comment, că nu prea mai au ce comenta. Eu vreau să vă spun, în acest moment știm foarte bine că Ponta a aruncat această momeală bine pusă la punct, această porcărie electorală pe care nu agrează nici mass media internațională, nici oamenii politici din exterior. Adică cu câteva săptămâni înainte de alegeri prezidențiale tu vii cu această momeală pentru a mușca cât mai mult din electorat. Este încă o dovadă foarte clară că Ponta este disperat. El să nu trăiască cu impresia că mai este la referendumul din 2012, când 7,4 milioane de români au votat împotriva pentru demiterea președintelui României. El în această disperare de cauză, nu știe ce pomeni electorale, nu mai știe ce să facă, cum să magnetizeze opinia publică, cetățeanul de rând, pentru a-i acorda voturile. Însă și acest mecanism murdar, traseismul politic care este specific cel puțin, dar nu numai la români, nu numai în pe scena politică românească, și în alte părți, dar la noi parcă lipsa de educație politică accentuează acest fenomen murdar. L-avem pe Titus Liviu Pașca, senator, fost senator USL, ales pe listele PNL. Bună seara, domnule senator, dacă ne auziți. Bună seara, da, vă aud. Bună seara și bună domnule seara, senator, am avut deosebită de radio, da. Am avut deosebită plăcere să primesc astăzi de la un telespectator fidel o poză care apare și la ora actuală pe pagina de Facebook a doamnei deputat Cornelia Negruț, în care apăreți și dumneavoastră alături de Călin Popescu Tăricianu ieri în vizita dânsului. Puteți să ne spuneți în ce calitate ați fost acolo? Eu în calitate de senator de Baia Mare, care am trecut în Partidul Liberal Reformator în ultimele zile a lui August. Fac parte din grupul PLR-PC. Alo? Da, vă ascult. Da, din grupul Liberal Conservator PC-PLR. Și sunt vicelider la acest grup în Senat. Asta înseamnă că și doamna deputat Cornelia Negruț, care era în poză, a trecut la PLR? Nu, doamna deputat este deputat PC, al Partidului Conservator. Păi, și atunci care era rolul dânsei în poză? Păi noi avem un grup comun și avem o alianță cu Partidul Conservator. Alianța Partidului Conservator, Partidul Liberal Reformator. Deci acest nume este în Parlamentul României, atât la Cameră cât și la Senat. Deci grupul liberal-conservator PC-PLR. Așa se cheamă grupurile parlamentare de la Senat și de la Cameră, ale celor două partide, ale Partidului Liberal-Reformator și Partidului Conservator. Bun, asta înseamnă că dacă cineva a mai avut dubii până astăzi că dumneavoastră sunteți, de fapt, senator deja PLR, s-a spulberat orice dubiu în sensul ăsta. Da, eu sunt în acest moment, eu am fost ales pe lista USL ca și senator, iar acum putând fac și opțiunea, nu numai deputații și senatorii care puteau să facă această opțiune, ci și aleșii locali, primarii, președinții de consilii județene, consilierii județeni și locali, am făcut și eu această opțiune și am rămas liberal în Partidul Liberal Reformator. Nu vi se pare că până la urmă ați schimbat partidul și dezamăgiți electoratul care v-a ales? Nu, pentru că electoratul care m-a ales pe mine senator USL de Baia Mare. Deci eu am primit foarte multe voturi din partea și a liberalilor, dar și a celorlalte partide care făceau parte din Uniunea Social-Liberală. Ca atare, eu sunt senator la al treilea mandat. Pentru prima dată am intrat în Senat cu 60% din voturile electoratului. În primul mandat am intrat al doilea pe lista Convenției Democrate. Al doilea mandat l-am în 2008
am intrat de pe locul 3, iar acum am intrat într-adevăr prin votul care mi l-a dat electoratul, 60% votând pentru mine. Deci, sigur că aveam... A votat lista USL, da, mă rog. Dacă votau doar unii dintre liberali, cu mine, în mod sigur, nu eram astăzi senator. Bun, au votat și liberalii și socialdemocrații până exact, la urmă? Exact, și conservatorii, și uneperiștii, deci toți cei care au fost în USL. Deci, domnule Podoșcu. Da. În acest moment eu am ales calea pentru care am fost trimis în Senatul României, am rămas alături de cei care m-au trimis acolo. Bună seara, domnule senator. Sunt un simplu cetățean din municipiul Sighetu Marmației și aș dori să vă pun câteva întrebări sau să comentăm poziția dumneavoastră. Dumneavoastră, de fapt, dumneavoastră din totdeauna ați fost un membru al Partidului Național Liberal cu vechi stat din acest partid. Da, eu sunt membru, da. Am fost membru din 14 februarie 1990, așa e. E grav, și mai grav. Nu trebuia să spuneți că sunteți din 1990, pentru că convingerea politică trebuie să, cu această convingere politică, trebuie să intrăm cu toții în mormânt, dacă suntem într-un stat democratic. Da, numai că uitați un amănunt care nu e chiar un amănunt. Uitați un amănunt, pentru că Partidul Național Liberal a făcut opțiunea de trecere spre Partidul Popular European, care nu are nicio legătură cu Partidul Național Liberal. Această opțiune a fost dictată de conducerea restrânsă a PNL-ului, fără să întrebe niciun ales local. Vreau să spun că aleșii locali au fost întrebați undeva prin luna aprilie și au dat răspunsul 80% că nu vor să treacă la Partidul Popular European, vor să rămână liberali în ALDE. Domnul senator, dacă nu vă supărați, nu știu în ce manieră, nu știu dacă pe dumneavoastră chiar atât de mult v-a răscolit faptul că Partidul Național Liberal actual ar trecut la PPE. Nu, asta este motivul. Eu vreau să vă spun un singur lucru, părerea mea personală. Da, vă rog. În primul rând, dumneavoastră sunteți un pic, ca să numesc așa, un dezertor de la Partidul Național Liberal. Nu veți fi ales de nimeni, pentru că nici Tăricianul trebuie să înțeleagă un singur lucru, este o amintire politică nefastă a României. Și vreau să vă spun un singur lucru. Pe mine mă surprinde din partea dumneavoastră, domnul Titus Pașca, pentru că eu cu dumneavoastră am vorbit de nenumărate ori, fie în cadrul unui program radio. Vă cunoșteam cu niște elemente ideologice bine, foarte bine fundamentate. De data aceasta, ceea ce faceți dumneavoastră, vă rog să mă scuzați, este o prostituție politică. Este inadmisibil ca această nadă pe care a aruncat-o Ponta să magnetizeze niște oameni, iar, vă rog să mă scuzați, cu un caracter șubred, a reușit să vă distorsioneze cariera politică. Veți pierde, veți fi zdrobit, fiți convins. Tăricianul nu este decât un banal artificiu în mâna lui Ponta. El este un element folosit de Ponta și de Voiculescu pentru a distorsiona masele largi ale populației. Dar nu o să reușească, că poporul român așa, tâmpițel cum îl consideră unii, și-a mai revenit din toată acest mecanism infernal care este politica românească. Haideți să lăsăm și pe domnul Pașca să răspundă. Poftim? Să lăsăm și pe domnul Pașca să răspundă. Sunteți foarte, foarte supărat și nu vă înțeleg. Nu vă accept dumneavoastră. Domnule Pașca, vă mai întreabă telespectatorii noștri, dacă ne auziți, vă întreabă telespectatorii noștri pentru cu cine ați votat la congres când ați fost delegat din partea PNL Maramureș. Cu Crin Antonescu din 2009. Și acum recent? Cum? Și acum recent, la ultimul congres? Nu am fost prezent la ultimul congres. Cel în care a fost ales Klaus Iohannis, nu ați fost prezent? Nu. Dar care a fost motivul? Erați deja atunci hotărât să treceți la alt partid? Nu. Vreau să văd ce se întâmplă. Și am văzut... am vrut să vorbesc cu oamenii, cu electoratul, pentru că pe mine m-au ales electorii de la Baia Mare și din câteva comune din jurul Băii Mare. Am discutat cu cetățenii, am discutat cu primarii, am discutat cu consilierii locali și am ajuns la concluzia că nu este bine ca să merg de partea Partidului Democrat Liberal
care, în afară de faptul că ne-a tăiat pensii și salarii în 2010 și electoratul, să știți că nu uită treaba asta, în rest n-a făcut nimic bun. Iar în 2012 noi am mers la referendum pentru suspendarea domnului președinte Băsescu. Păi zice, de atunci cum dumneavoastră puteți să mergeți de data aceasta de partea lui Băsescu, a lui Elena Udrea, a lui Iohannis și așa mai departe. Bun, cum credeți că îi veți putea ajuta pe băimărenii pe care îi invocați, care v-au îndemnat să treceți la PLR? Cum credeți că îi veți putea ajuta din Parlamentul României și cum îl veți putea ajuta, de exemplu, pe primarul de Baia Mare, Cătălin Cherecheș? Bănuiesc că și pentru dânsul ați plecat în alt partid ca să-l sprijiniți acolo la guvernare, ca și senator. Da, eu să știți că am sprijinit pe toată lumea, nu neapărat pe cei care m-au votat, pentru că și dumneavoastră m-ați sunat și v-am răspuns cu plăcere. Alți cetățeni din județ m-au rugat să-i ajut. I-am ajutat fără a le pune condiția sau a întreba din ce partid sau cu cine au votat la alegerile din 2012. Asta n-are nicio importanță. Deci eu îmi fac datoria de ales, de senator. Sigur că la un moment dat unul dintre candidați câștigă un portofoliu, dar el trebuie să-i reprezintă pe toți. Dar cum îi veți ajuta? Păi în măsura în care ei vor avea nevoie și eu o să pot să-i ajut, cu mare plăcere îi ajut. Numai că din punct de vedere legislativ aici pot să-i ajut mai mult. Cu ideile lor care vin către modificarea acestei legislații, sigur cu mare plăcere am să-i ajut. Dar am o întrebare. De la USL, PNL ca și senator, nu-i puteați ajuta decât de la PLR? Adică nu. Vi se îngrădea vreun drept de a avea inițiative legislative în Parlament pentru cei care v-au votat? Nu. Dar nu mă puteam regăsi câtă vreme am întrebat acești cetățeni, acești alegători și ei mi-au spus, domnule, eu te-am votat și eu PSD-ist, și eu UNEP-ist, și eu penelist, și eu pecist. Și am recunoscut, da, așa este, pentru că dacă m-ar fi votat doar liberalii, numai că și din rândul liberalilor vedeți că sunt cei care sunt de o opinie și cei care sunt de altă opinie. Deci nici în rândul liberalilor nu este o unanimitate de păreri. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Cu mare plăcere, timpul cu mare ne presează. Mai avea domnul Podaș cu o întrebare, dar mai avem, poate reușim să o nimerim și pe doamna Cornelia Negru, să ne confirme și dânsa de ce apărea în acea poză și dacă versiunea dumneavoastră este cea oficială, să spun așa. Da, și eu am poze, dar nu le-ați văzut pe pagina de Facebook, dacă o accesați. Domnul senator, nu e vorba că să accept eu, telespectatorii ne-au trimis această poză. O secundă, îmi permite. Dumneavoastră credeți în această politică a lui Ponta, care a învățat școala minciunea lui Iliescu și hoția lui Năstase? Dumneavoastră sunteți... Îmi permite și mie o întrebare. Credeți în treaba asta? În 2012, cu cine ați votat dumneavoastră? Cu PNL-ul. Nu, ați votat cu USL-ul. Nu, n-am votat cu USL-ul. Am votat cu PNL-ul pentru că a fost o conjunctură. Intră publicitatea. Vă mulțumesc, domnule senator, pentru amabilitatea de a răspunde la telefon. Facem o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. Vă salut! În peisajul medical privat maramureșan, la doar un an după inaugurare, Clinica Someșan a ajuns să asigure cele mai complexe servicii de investigare imagistică, laborator de analize și consulturi clinice care, alături de tratamentele de specialitate medicale, inclusiv cele chirurgicale și stomatologice, sunt practicate de o echipă alcătuită din peste 100 de medici din Baia Mare, Satu Mare și centre universitare cu tradiție din România. Medicația necesară, indiferent de complexitatea acesteia, este asigurată cu promptitudine prin farmaciile Someșan deschise non-stop. Serviciile clinice asigură spitalizare de zi și spitalizare continuă pentru diagnostic, tratamente, intervenții chirurgicale și nașteri. Preocuparea noastră permanentă pentru creșterea performanțelor fiind certificată de acreditările ISO și RENAR obținute după ultimele standarde în domeniu. Clinica Someșan, profesionalism, calitate, discreție și respect pentru pacienți. Sighetenii știu să se bucure de viață. Cu produsele Ghita te bucuri de o masă gustoasă.
Dacă nu ați gustat încă din produsele Ghita, e timpul să o faceți. Am deschis în Sighetul Marmației un nou magazin pentru dumneavoastră. Situat în cartierul Unirii, lângă sensul giratoriu, magazinul Ghita, numărul 3, vă așteaptă cu produse proaspete din carne. La noi găsiți produse foarte proaspete, aromate, condimentate, într-un cuvânt, savuroase. Ghita, gustul calității. Vrei să vezi toate meciurile din Liga 1 în următorii 5 ani? Ia-ți pachetul Extra Fotbal de la UPC la numai 10 lei pe lună TV inclus. Intră pe extraupc.ro, sună la 0800 0872 sau vino în magazinele UPC. A venit toamna, trebuie să zugrăvești, să vopsești, să repari și să faci curățenie. Magazinul La Blocul Turn te așteaptă cu tot ce e mai bun și mai ieftin pentru casa ta. Vopsele lavabile și alchidice, adezivi, var, Ipsos, ciment, damigene, bidoane și alte produse din mase plastice, feronerie, unelte și scule, produse pentru baie și bucătărie, detergenți, mopuri, perii și mături. Toate acestea la cele mai mici prețuri din oraș. Lângă magazinul nostru ai la dispoziție și magazinul de instalații electrice și corpuri de iluminat. Tot ce ai nevoie pentru casa ta la Blocul Turn. Te așteptăm să vezi produsele și prețurile ca să te convingi. Dacă nu ai reușit încă să îți găsești gresia și faianța mult visată pentru locuința ta, acum ai ocazia prin Showroom Veneția. Îți sună bine? Trebuie să și vezi, după care te vei convinge. Showroom Veneția îți oferă peste 100 de modele de gresie și faianță în cele mai frumoase culori și combinații. Pentru ca luxul să fie complet, comercializăm obiecte sanitare de la A la Z. Fie baie, bucătărie sau hol, orice încăpere prinde viață cu produsele achiziționate de la noi. Vindem și parchet laminat produs în Germania, cum doar la noi găsești pe piața locală. Ne gândim și la exteriorul casei. Vino să vezi cele mai frumoase modele de piatră pentru soclu și gresie de exterior pentru trepte. Vizitează-ne! Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, bloc B4, lângă caseria TV Sighet. Telefon 0748 533 977. Toamna se numără prețurile mici la magazinul chinezesc. Ai de unde alege! O gamă largă de produse, de la îmbrăcăminte până la produse pentru casă, haine pentru femei, bărbați, copii, încălțăminte și, în această perioadă, chiar și rechizite pentru școală. Mai mult decât atât, la magazinul chinezesc poți să-ți cumperi veselă, lejerie de pat, jucării, lapume și foarte multe articole, toate fiind la prețuri extrem de mici. Magazinul chinezesc din Cil, vis-a-vis de Piața Rușilor. Locul unde toamna se numără cele mai mici prețuri. Despre traseismul politic care e în floare și în județul Maramureș vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi. Dacă am aflat de la Titus Liviu Pașca, din gura lui, să spunem așa, că a trecut la PLR de ceva timp, dânsul spune că de la sfârșitul lui august se gândea la acest lucru, ieri s-a și oficializat într-o formă sau alta, pentru că a fost și Călin Popescu-Tăriceanu în Baia Mare, ați văzut și în știre. Vă spuneam că în poza primită de la telespectatorul nostru pe e-mail apare și doamna Cornelia Negruț și am să vă rog regia să o prezentați. O întrebăm și pe doamna deputată de Sighet, Cornelia Negruț, care a fost rolul dânsei în acea poză și dacă a trecut cumva la PLR sau nu. Bună seara, doamna Cornelia Negruț, dacă ne auziți. Bună seara, doamna Negruț. Bună seara. Vă întrebam dacă ați trecut la PLR sau nu. Nu am trecut la PLR, nu știu de unde informația asta, că am văzut că și Emma Mureș a transmis-o ieri. Nu am trecut. Participarea mea, probabil că la întâlnirea de ieri, alături de reprezentanții PLR, se datorează faptului că fac parte din grupul parlamentar liberal-conservator la nivel de parlament. Dar care a fost rolul dumneavoastră acolo, la întâlnirea dintre Călin Popescu-Tăriceanu, domnul Titus Liviu Pașca, ca și senator, a spus da, am trecut la PLR? Poftim?
Domnul Titus Liviu Pașca spunea, da, am trecut la PLR, da, și trecut, este normal. Membru. El a fost la PNL, ce să facă în PNL, care nu mai există. Normal că a trecut la PLR. Pe ce încă există, nu? Iar la nivel de parlament s-a constituit o alianță pentru formarea grupului și aderarea la grupul PC, pentru care s-a creat grupul liberal-conservator. Este de o săptămână funcționează acest grup, n-ați auzit de el? Din păcate, nu s-a auzit până la Sighet, iar conferințe de presă ale PC-ului aproape că... Există PC-ul? Sunt... cum? Există PC-ul? Au făcut, păi nu știu, să ne spuneți dumneavoastră, PC-ul? De asta vă întrebam. Păi nu știu, vă întreb în Maramureș, întrebați-l pe Zanfir Ciceu dacă mai există. Da, dânsul este președinte la PC, nu? Mai des. Da, apropo, de ce n-a fost și dânsul la întâlnirea asta cu Tăriceanu? Pentru că nu este parlamentar și nu face parte din această alianță. Deci au fost doar parlamentarii prezenți. Da. Deci această alianță nu s-a făcut la nivel de PCPLR, s-a făcut la nivel de grup parlamentar. Deci doar parlamentarii au intrat în această alianță și în acest grup. Bun, în cazul acesta, dumneavoastră considerați că veți face o treabă mai bună în Parlamentul României, înțeleg, împreună cu cei din PLR? Cu parlamentarii PLR, da. Putem să ne așteptăm și la o fuziune între PLR și PC? Nu vă pot da detalii referitor la această fuziune, se discută, vom vedea după alegerile prezidențiale. Deci asta e o discuție mai largă. Da, 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 da. Cum vedeți funcționând? În momentul în care se va ști ceva, dacă... Și am să vă trimit detalii despre crearea acestei alianțe cam în urmă cu o săptămână. Cum vedeți dumneavoastră exact, să spun așa, activitatea ca și deputat de Sighet alături de grupul acesta parlamentar nou înființat PLR înspre binele comunității care v-a ales? Activitatea se referă la faptul că această alianță va rămâne la guvernare, deci la nivel de parlament va fi alături de PSD-UNPR și rezultatele se vor vedea. Deci a fi la guvernare înseamnă o notă foarte bună, decât a rămâne în opoziție. Da, nu sunteți puțin în concurență și cu PSD-ul, care nu. Și el face și drege pentru Maramureș? Nu, eu nu am fost niciodată în concurență, atâta timp cât am fost aleasă ca deputat de USL și 2 ani de zile am mers împreună și am făcut niște promisiuni electoratului. Eu sper ca până la sfârșitul mandatului meu, promisiunile pe care le-am făcut să poată fi duse la îndeplinire. Împreună una cu... mi-am dus-o, voi vedea și celelalte. Împreună cu PSD și PLR, înțeleg. Sofit? Împreună cu PSD și PLR. Da. Da. Domnul Mihail Podașcu are o întrebare pentru dumneavoastră, dacă îi permiteți. Da, ascult. Sărutmire, doamnă Negruț. Doamna Negruț, v-am cunoscut pe dumneavoastră înainte de alegerile parlamentare. Într-adevăr, eu fiind un membru al Partidului Național Liberal, să știți că pentru mine, chiar dacă nu vă cunoșteam aproape deloc, m-ați surprins printr-o prezență în general agreabilă. Să știți un singur lucru, că toți care traseiștii politici, care acum, datorită unui momeli pesediste, trec de la un partid la altul, unul că se lasă amăgiți, sau doresc pentru următoarele parlamentare... Da, să... și liberalii care au trecut la PDL nu sunt traseiști, care și-au trădat partid național. Doamna, și-au trecut într-un partid popular. Doamna nu a mai avea nimic național în ei. Vreau nu să vă spun. Nu, doamna, am rămas la guvernare. Acolo, acolo este o conjunctură... Pe plan politic sunt alături de PSD, UNPR, PC, în baza unei alianțe mai vechi, încheiate înainte de europarlamentare. La nivel de grup parlamentar, sunt alături de PLR. Deci eu n-am trădat, nu sunt traseistă, sunt în PC încă, așa că nu știu la ce vă referiți. Mă uitam, apropo, doamnă, eu repet, am o mare stimă pentru dumneavoastră, chiar dacă nu vă cunosc prea bine, chiar n-am simțit prea mult prezența dumneavoastră din Parlamentul României la nivelul municipiului Sighet, pentru că, practic, sighetenii, și mai ales vreau să vă spun,
toată lumea care pleacă în altă parte spune că eu am fost votat de USL. Nu, dumneavoastră ați fost la Sighetul Marmației votat de PNL-iști. PNL-iști... Eu eram în USL, lumea a votat în noiembrie 2012, lumea a votat USL-ul. Bine, nu a votat bine. PNL-ul, eu a votat zic... PC-ul. Dumneavoastră... Bun, deci, vă mulțumesc. Au trădat, credeți, au cred... Vreau să vă spun, văd așa nu se mai consideră liberali, da. Pentru că nu mai au nimic liberal. Ei sunt în Partidul Popular European. Așa, și nici măcar național asta, nu mai au nimic. Asta este o placă veche dacă cu PPE-ul. Dacă vă considerați liberal, vă îndrept doamna Negruț, mă uitam pe o poză aici pe un monitor. Da. Vă văd lângă domnul Tăricianu. Vedeți că acest om are inimă zburdalnică, feciorelnică. Domnul Bălașcu, haideți să nu deviem de la subiectul, emisiunii. Găsiți o altă variantă, mai ales că... Vorbim la telefon. Dar, îmi pare bine că aveți simțul umorului de dezvoltat. Mulțumesc, domnule Podașcu. Da, mulțumesc, doamna deputat, plăcere, și vă așteptăm cu plăcere și în platoul emisiunii pentru a dezbate mai multe subiecte. Mulțumesc și eu. Să rămână. La revedere. Sigur, s-ar putea vorbi foarte mult pe tema asta cu Tăricianu din perspectiva în care încercați dumneavoastră să duceți lucrurile, dar până la urmă eu vreau să vorbim chiar despre traseismul politic. Mai avem un domn care, cel puțin din ceea ce face și spune, am putea într-adevăr să-l considerăm un traseist politic. Dacă doamna Cornelia Negruț încă mai este la PC, spun încă, pentru că în politică se poate întâmpla orice. Peste câteva zile este la partidul acesta, Liber Reformator. Actualmente, la Partidul Liberal Reformator este actualul vicepreședinte al Consiliului Județean, Emil Marinescu. Să vedem și știrea pe care o avem cu Emil Marinescu și poate reușim să intrăm și în legătură directă cu dânsul, să ne spună și dânsul de ce a ales să treacă la Partidul Liberal Reformator. Întrebat cum își motivează dezertarea din PNL, Emil Marinescu a precizat că a fost ales pe lista USL și că nu ar vrea să-și dezamăgească alegătorii. I-a dezamăgit în schimb pe de acum foștii colegi din PNL care consideră că dacă Marinescu ar fi simțit că îl reprezintă mai bine partidul înființat de Călin Popescu-Tăricianu, ar fi trebuit să intre de la bun început în el, nu să profite de ordonanța privind migrarea politică, lucru care înseamnă oportunism. Eu nu pot să fac așa cum mi s-a cerut în cadrul Consiliului Județean, în cadrul administrației opoziție. Opoziție o fac atunci când lucrurile nu merg bine. Dar pe ceea ce e constructiv, pe proiectele care sunt în derulare, pe cele care urmează să le implementăm, pe proiecțiile bugetare pentru care ne-am angajat toți, trebuie să fim solidari. Vicepreședintele Marinescu susține că s-a văzut în imposibilitatea de a sprijini primarii liberali care îl căutau cu probleme administrative și pentru care nu avea de unde să primească sprijin. Întrebat dacă va accepta propunerea făcută de șeful lui direct pe linie de partid, acesta a avut un răspuns surprinzător. Este prima dată când aud, vă rog să mă credeți, ne-am întâlnit aseară. Sunt anumite dorințe ale colegilor din filială care au fost deja aruncate. Aici, în conferința de presă, a spus-o pentru prima dată președintele Tăricianu. Îi mulțumesc pentru încredere, le mulțumesc colegilor care probabil l-au provocat, sau știu eu, dacă a venit din partea domniei sale. Urmează să avem o discuție. Eu nu vreau să am un gen de comportament când se ivește un scaun, m-am pus eu să iau locul celuilalt. Nu sunt tipul ăsta de om. De controversata ordonanță privind migrarea politică în 45 de zile vor profita, se pare, în perioada imediat următoare mai mulți primari, consilieri locali și județeni care își vor anunța înscrierea în PLR. Da, aceasta este știrea. E oficial, Emil Marinescu, fost membru PRM în trecut, a fost membru, putem spune astăzi, PNL, acum e în PLR. Am să vă rog să-l sunați pe domnul Emil Marinescu. Poate reușește dânsul să ne răspundă la telefon și să ne spună și un alt motiv pentru care a trecut în PLR, nu doar cel oficial, care nu, văd că e de fapt un fel de sarcină de partid. Eu vreau toți să vă spun că am fost ales pe lista USL și de-aia am trecut la PLR. Deci toți traseiștii politici, toate jigodiile politice, folosesc... folosim un limbaj de genul de televiziune, încă o dată, că ne avertizează ce ne-au, că nu folosesc. Vreți să vă repet încă o dată expresia? Nu vreau. Nu, vă rog să vreau nu să vă spun, acești indivizi, stimate domn director, nu au niciun fel de scrupule.
pentru că da, nu vorbesc că ei se, spun că se regăsesc nu se regăsesc, adică ei se regăsesc că le spune electoratul să nu, meargă la un alt partid. Adică lor nu le pasă de electorat, nici nu interesează, pentru ei totul este banul și avantajele politice oferite de funcții. Asta e părerea dumneavoastră. Haideți să auzim ce spune domnul Emil Marinescu dacă ne răspunde la telefon. Dacă ne răspunde la telefon, îmi spune regia, aveți două nume de la domnul Emil Marinescu. Am să vă rog, ca să nu există discuții, să introduceți în direct apelul telefonic și am să-i răspund eu, domnul Emil Marinescu, de aici, din direct, de la TV Siget, ca să nu spună cineva că nu l-am sunat pe domnul Emil Marinescu, să ne spună și dânsul exact de ce a trecut la alt partid. A sărit în altă barcă, am spune noi, dintr-o barcă politică într-o altă barcă politică, că tot avem încă un marinar la conducerea, la cârma țării. Acești oameni, vreau să vă spun, acești oameni au scrupule. Dacă cetățeanul votează asemenea oameni, înseamnă că cetățeanul român nu-și bagă mințile în cap și nu va înțelege niciodată că acești excroci de meserie politică duce țara și o coboară tot mai mult. Alo? În mizerie. Bună seara, domnule Emil Marinescu. De la TV Siget vă sunăm, ne auziți? Rău vă aud. Domnule Emil Marinescu, bună seara, sunteți în direct la TV Siget. O rugăminte am la dumneavoastră să ne răspundeți și nouă la câteva întrebări. Dacă se poate, în primul rând, să ne spuneți și cealaltă versiune pentru care ați trecut din barca PNL în cea PLR. Nu doar cea oficială, care ne-au spus-o toți care au trecut, și anume că au fost votați pe listele USL. Deci toți cei care au fost pe listele USL înseamnă că trebuie să treacă la PLR. Păi dacă vreți să vă spunem ce vreți dumneavoastră, răspundeți dumneavoastră singur. Nu, vă întreb. Păi nu, dar văd că așa mă condiționați. Nu zic, să ne spuneți și versiunea aceea pe care nu o cunoaștem deja, ziceam. Dacă mă întrebați, eu vă răspund. Dacă ceea ce știu și de ce, așa cum am simțit eu, dacă doriți să vă răspund cum doriți dumneavoastră sau cum vi s-a comandat, atunci vorbiți dumneavoastră. Dacă ajunge pe zona asta de la discuție, deci eu mai înainte am difuzat o știre cu dumneavoastră în care dumneavoastră ați spus foarte clar că ați trecut la PLR, că ați fost ales pe listele USL și că ați ajutați primarii și așa mai departe din PLR, și spuneam că același lucru a spus și ceilalți, și domnul Titus Liviu Pașca. Din PNL am spus, primarii din PNL au nevoie în continuare și sprijin de ajutor. I-am din ajutat. PLR. PNL, probabil ați înțeles. Nu, zic liberalii, primarii liberali, doriți să ajutați, dar din PLR. Am spus da, și îi voi ajuta în continuare și din PLR. Am înțeles. De ce credeți că nu-i puteați ajuta din barca PNL? Pentru că în anumite ședințe cei din conducerea partidului au spus că n-au nevoie neapărat de funcția asta. Și cereau mai mult să facem opoziție ori în administrație, atunci când ai programe, proiecte și ai făcut o promisiune în fața cel puțin acelor 100 de mii de oameni care au votat consilierii județeni USL, ai niște obligații. Acum să spui că proiectele nu sunt bune, ca să de drag opoziției, să spui că nu mai merg știu eu cum, și tu să fii în administrație, nu funcționează un asemenea sistem de politică și nici nu cred că este nevoie pentru Maramureș de un asemenea gen de politică. Deci ce să înțelegem? Că dumneavoastră vi s-a spus că se va trece de către liberali în opoziție în cadrul Consiliului Județean și v-a fost teamă că o să vă pierdeți funcția de vicepreședinte? Nu asta a spus. S-a spus că trebuie să fac opoziție. Ori când ești într-o echipă, te angaja pe un proiect, n-ai cum să faci opoziție. Nu poți trage la o căruță, unul în față și unul în spate. Da, sunteți într-un partid care la, sau ați fost în partidul care e în opoziție în mod normal. Dar asta vă încurca? E că așa au dorit unii. Asta nu înseamnă că au dorit absolut toți. Tot ei au dorit ca să schimbe macazul din liberal să se facă creștin democrați. E o problemă a lor. Au consultat tot partidul sau la decizia. Da, v-a fost teamă că o să vă pierdeți funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean? Nu neapărat asta este, nu stă nici județul, nici partidul într-un om. Problema e că acel care e acolo și întâmplarea face că acum sunt eu, să fie serios, să-și facă datoria pe ceea ce a promis, pe ceea ce s-a angajat. Nu întoarcem nici, nu sunt acestea niște reguli, nici în, oriunde nu se poate întoarce în drum unde nu-i loc marcat. Aici văd că se dorește să se
totul să se întoarcă și să se plimbe într-o zonă în care îmi doresc unii seara, dimineața e altfel. Vedeți dumneavoastră, se iau decizii care din punctul meu de vedere nu au fost foarte, foarte, foarte bine cântărite. Sau dacă au fost, n-au fost prima dată bine cântărite. Dacă s-a luat această decizie, nu am luat-o eu. Eu cred că am dat ce a trebuit Partidul Național Liberal. Când a venit un partid, erau 14 primari, am urcat la 27, i-am urcat pe urmă la 30. Am până asta cu munca organizației, bănesc, că n-ați făcut-o singur, ci cu munca organizației. Am contribuit, dacă ați fost foarte atent, am contribuit la această acțiune. Cred că pot munci în continuare aplicând principii liberale și pentru comunitățile care vor veni sau administrațiile care vor veni în acest partid, dar și pentru celelalte, fără a avea problemele pe care și acțiuni și infuzi de acțiuni politice în administrație. Nu mi se pare normal. Ați invitat și alți primari liberali în PLR? Eu am avut discuții, sigur, și am în continuare cu toți colegii mei, indiferent că de la ce partid fac. E normal ca să am discuții cu primarii. Poate nu întotdeauna legate de această chestiune. Fiecare va face ceea ce va dori. Da, de ce ați ales să faceți această schimbare de partid în această perioadă de 45 de zile ale ordonanței? Eu n-am ales, alții au ales înainte, trecerea de la o doctrină la cealaltă. Cum e? Nu, dar de ce n-ați trecut mai repede? Adică până la PLR-ul există de mult. Vă întreb pe dumneavoastră, cum e? Dacă treceați la alt partid, pierdeați și funcția. Acum ați aștepta ca să nu pierdeți funcția sau ce să înțelegem? Cum credeți dumneavoastră că e o doctrină în cealaltă parte? Și ne răspunde și dumneavoastră. Nu, eu nu mă refer la doctrină acum, mă refer pur și simplu la modul în care ați acționat. Păi, și anume, ați schimbat partidul atunci când nu vă pierdeți funcția. Până atunci n-ați schimbat partidul. Poftim? Deci ați schimbat partidul atunci când nu vă pierdeți funcția. Până atunci n-ați mers la PLR sau la alt partid care dacă s-a schimbat doctrina în PNL. Nu se putea până ieri. Până ieri a ieșit de la tribunal înscrierea partidului, dacă vă documentați mai bine. Dar puteați să o faceți declarativ mai demult. Bănuiesc că n-ați așteptat acum actele să fie PLR cu acte în regulă de la tribunal și după aceea să treceți la PLR. N-a fost cazul, domnul. Înțeleg că a fost ceva de dată foarte recentă care v-a schimbat ieri s-a înscris partidul și... Credeți că veți rămâne pe funcția de vicepreședinte de Consiliul Județean în continuare, în condițiile în care, în momentul în care s-a, mă rog, constituit Consiliul Județean, s-a câștigat președinția de către Zanfir Ciceu, un post era pentru PNL și unul pentru PSD? N-am înțeles întrebarea. Care parte? Alo. Ca să știu ce să repet. Vă întrebam dacă veți rămâne în continuare, în opinia noastră, vicepreședinte al Consiliului Județean, în condițiile în care ocupați postul pe care l-a negociat, mă rog, la vremea respectivă, președintele Consiliului Județean și vicepreședintele actual pentru PNL. Pentru majoritatea constituită în acel moment. Și în continuare voi rămâne atâta timp cât majoritatea consiliilor județeni vor da creditul. Deci vă bazați pe consilieri și nu pe partide, până la urmă. E firesc. Nu vi se pare normal că așa se aleg de către consiliu? Nu așa este legea? Bun, așa este legea. Eu vă întrebam pe ce vă bazați din punct de vedere negocierii politice. Alt regulament decât legea? Nu, eu mă referam la negocierile politice care au avut loc. Da, un post pentru PNL, unul pentru PSD și vicepreședintele de la PC. Un stat de drept se conduce după lege, domnul. Deci vă bazați pe susținerea consiliilor județeni, înțeleg eu. Sigur că da. Bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția telefonică. Da, știu, domnule Podașcu, dar timpul ne presează, mai avem 2 minute și ieșim din emisiune. Puteți să-mi spuneți mie ce doreați să-l întrebați pe Emil Marinescu, dar să încercați să păstrați un limbaj, pentru că am văzut că v-ați înfuriat în timpul discuției și am preferat dumneavoastră credeți că cetățenii nu sunt înfuriați pentru aceste matrapați lucruri politice? Acest domn Marinescu, care a fost pe la PRM, pe la alte partide. Deci domnia s-a trecut pe la ortodox, făcând o comparație, pentru că să nu mai are religie politică.
A trecut pe la ortodoxi, a trecut pe la catolici, pe la luterani, dar nici acum a intrat într-o sectă politică. Da, asta e părerea dumneavoastră acum, da, sigur, sunteți da, sigur, liber da, în calitate da, de cetățean, reprezentant al societății civile. Sunt un cetățean civile, european liber. Ca și cetățean da, european, spuneți dumneavoastră. Liber, așa. Vreau să vă spun un singur lucru. Toți acești domni, doamne, care trec acum la un partid, la altul, crezând că salvarea lor politică și tot ce este în spatele politicului, prosperitate, avantaje și așa mai departe, vreau să vă spun că se datorează aceste ordonanțe nefaste. Întrebarea este, oamenii aceștia ar fi trecut la un alt partid, sau mai bine zis, ei de fapt nu trec la Tăriceanu, ei trec la PSD, domnule. Ăsta este adevărul. Tăriceanu, repet, este un artificiu de calcul. Problema se pune în felul următor. Ce se va întâmpla la alegeri? Și eu parcă văd un singur lucru. Populația este suprasaturată de modul în care a fost murdărită populația României de această ordonanță, unde interesele lor sunt spulberate de acești oameni care fug dintr-o parte în alta pentru binele lor, nu binele cetățenilor. Pe acești indivizi nu interesează populația, nu interesează cetățeanul de rând, nu interesează absolut nimic, decât ei, ei și numai ei. Asta este o concluzie pe care pot să o trag după această emisiune. Rușine. Da, suntem pe final. Aș fi vrut să intrăm în legătură directă și cu Dan Marinca, unul dintre reprezentanții PLR Maramureș, cel care inițial a fost propus pentru funcția de președinte al PLR, domnul Dan Marinca, un regalist care a intrat deseori în legătură directă și cu noi aici la TV Sighet când vorbeam despre monarhie, însă mi spune regia că nu-mi răspunde la telefon, poate într-o emisiune viitoare. Doar atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru prezență, pentru domnule Podașcu. Sper că în mare v-am lămurit, traseismul politic a început și în Maramureș, putem spune practic că vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Marinescu, a schimbat câteva litere, a trecut de la PNL la PLR, asta în perioada ordonanței Guvernului Ponta, când se poate trece fără să-ți pierzi funcția. Sunt convins că vom mai avea astfel de treceri, ele nu mai reprezintă o surpriză, așa cum n-a mai fost o surpriză pentru mulți nici trecerea senatorului Titus Liviu Pașca la PLR. Atât pentru astăzi, vom continua cu acest subiect și în alte emisiuni. Urmează știrile, o seară frumoasă, vă mulțumesc, la revedere! Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează. Și ați luat vreo măsură în sensul ăsta? Măsura poate luat, din punct de vedere al meu ca și instituție, ca prefect, nu pot să obic pe cineva dacă el nu pricepe. Cu atâtea mandate îmi cunosc cetățenii. Dacă au pornit pe un drum, ei nu mai dau înapoi. Că nu le convine unora, că toată presa m-ar fi aplaudat dacă aș fi făcut o anume numire care o așteptam, chiar nu mă interesează. Nu am nevoie nici de avizul presei, nici de altcineva. Așa am considerat eu că este potrivit acolo, așa am acționat și mi-asum asta. Cui mi-e convine problema lui. Eu spun că în turul 2, în mod obligatoriu, dreapta va merge unită și toate semnalele primite până astăzi de la partidul dreapta confirmă acest lucru. În turul 2, cine intră cu Victor Viorel Ponta vor câștiga președinția și președintele va fi al drept. Este foarte trist că ne ciondănim între noi fără a ne pune problema dacă facem parte din Uniunea Europeană, cum facem să ajungem cu adevărat europeni. Știți ce? N-am nevoie nici să mai fiu consilier județean decât să ajung să mă trag de brăcinar cu un securist. Este cinstit să fiu un consilier obscur. Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează cu Gheorghe Paul Stanislaou.